Mariana Preda la Tonomatul de pe 2. Are 17 ani. Da, are 17 ani și este elevă la liceul de muzică din Târgoviște. Da. Mai mult decât da, te rugăm să ne zici câte ceva. Ești din Târgoviște, de când faci nai? De 5 ani studiez naiul și îmi place foarte mult. Vreau să știu dacă în familia ta există muzicieni care ți-au insuflat dragostea pentru acest instrument, că în ziua de astăzi parcă sunt din ce în ce mai puțini tineri care aleg să facă muzică și să studieze un instrument. Da, mamă. Da? Este cea care a cântat când eram mai tânără și de la ea am luat acest dar. Talent. Ai vreun mentor, ai vreun îndrumător, ai pe cineva pe care respecti foarte mult și te-ai ajutat și este așa un fel de model pentru tine? Da, bineînțeles, maestru Gheorghe Zanfer, care este și profesor și mentor și, bineînțeles, prietenul meu care mă sprijină tot timpul. Serios? Serios, da. Am înțeles. Deci în dimineața asta ai primit un mărțișor la prima oră a dimineții, exact, da? Exact. Noi acum te vom lăsa să cânți, pentru că vrem să te ascultăm cu mare atenție. Bravo, Mariana!
Pe mine mă impresionează fragilitatea, dar și maturitatea ta. Pentru cineva de 17 ani, chiar nu mă așteptam la atitudinea asta atât de pozitivă și de caldă. Poate că suntem deja demodați, ne îndreptăm către altă vârstă generația, oamenii vorbesc de generația mea. Nevirusați și mă gândesc că la 17 ani toată lumea este atât de poluată de tot ce înseamnă marketing, Britney Spears, acum sunt tot felul de, nici Britney Spears nu mai e la modă, mă gândesc la Selena Gomez sau Gomez. Din punctul meu de vedere, e o muzică care strică sufletul și mintea, pentru că muzica curată, muzica de instrument, muzica vocală, dar bineînțeles cântată cu marile orchestre care au o mulțime de instrumentiști și o mulțime de oameni de valoare care au muncit o viață întreagă ca să ajungă pe scene. Acolo este muzica teorată clasică, muzica... Am înțeles că ești o admiratoare clară, da, a muzicii clasice. Se simte clasice. Puțin că l-are ca profesor pe maestrul Zamfir, pentru că are puțin și din căldura și cu eleganță, care vorbește. Da, și... mai mult ca sigur că... Fiind la liceu de muzică, tot timpul ascultăm muzica clasică, studiem din plin și teoria muzicii și istoria muzicii și percepeți un pic altfel lumea aceasta decât o percep cei care nu au ocazia să studieze. Te lăsăm să ne încânți cu a doua piesă.